13 februarie va suna clopoțelul în toate unitățile de învățământ din România, iar elevii vor avea la dispoziție fix o lună pentru a-și intra în ritm și asta pentru că pe 13 martie încep simulările pentru evaluarea națională și bacalaureat. Calendarul examenelor este unul plin. 13 martie, proba scrisă la limba și literatura română atât la clasa a 8-a cât și la a 12-a. 15 martie, proba scrisă la matematică la gimnaziu și proba obligatorie a profilului pentru liceeni. 17 martie, ultima simulare scrisă a probelor de bacalaureat pentru elevii clasei a 12-a. Pe 31 martie, elevii își vor putea vedea rezultatele, iar dacă vă apucați de pe acum de învățat, vă spunem că modelele de subiecte elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare au fost deja publicate pe site-ul subiecte2017.edu.ro și școlarii de clase primare intră în febra testărilor pentru evaluarea națională. Perioada 10-13 aprilie, clasele a doua vor susține examene la limba română scris și citit, dar și la matematică. Perioada 3-4 mai, clasele a patra, examinare la limba română 3 mai și matematică 4 mai. Perioada 10-11 mai, clasele a șasea, care vor susține evaluarea națională la limbă și comunicare 10 mai și matematică 11 mai. Anul 2017 vine cu o noutate pentru sistemul de învățământ de la noi în ceea ce privește nota de la examenele naționale. Aceasta se modifică în urma contestațiilor numai dacă între nota inițială și nota de contestații există o diferență de minimum 0,5 puncte. Până la vară însă, elevii se vor mai putea bucura de încă o vacanță, cea de primăvară. Anul acesta, momentul mult așteptat a fost programat pentru 19 aprilie, însă având în vedere că Paștele la ortodoxi și catolici deopotrivă pică pe 16 aprilie, iar pe 17 aprilie este liber național, este posibil ca școlarii să primească în dar de iepuraș de la guvernanți o vacanță prelungită cu câteva zile.